I know you gonna dig this. Suntem sătui de probleme și de zile grele. Azi n-am niciuna dintre ele. Nu e una, nu e una dintre ele. Mai știi cum ziceam? Câte visam că vom face când vom fi mari. Și câte am pierdut pe drum în goana după bani. Toți așteptam să ne luăm zborul, că ne amăgeam cu viitorul. Dar viața nu înseamnă să aștepți ca furtunile să treacă. E să înveți să dansezi în ploaie learcă. Când toate vin și pleacă, tu mergi pe drumul tău și mai încearcă. Da, bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi am început vlogul mai târziu decât îl începeam de obicei, da? Că știți că de obicei îl începeam dimineața când plecam de la firmă. Treaba e destul de simplă. Nu l-am mai început de dimineață că am fost un pic cam agitat. Bineînțeles, m-am dus la muncă, vorbisem cu ei de ieri, i-am întrebat exact ce camion o să am. Mi-au zis că VJN-ul, adică același camion pe care îl am de, nu știu, câteva săptămâni, poate o lună, o lună jumate, l-am tot avut. M-au chemat la 5 la muncă, m-am dus, bineînțeles. După care m-am dus, l-am alimentat. Între timp am văzut, aici a fost greșeala mea. Am văzut că este, că îmi dă eroare de un bec pe fază scurtă. Zic, n-are nimic, mă duc să-mi fac toate treburile astea, după care îi schimb și becul. Și asta am și făcut, l-am alimentat, am cuplat remorca pe care trebuia să o iau, să plec în cursă cu ea. Ori m-am dus la birou, am cerut un bec, am schimbat becul, aprind farurile, becul tot nu se aprindea. Mai aprind odată, mai aprind, doamne, mă duc chiar la birou, îi zic lui ăla, îl cheamă pe șantăr la, să se uită un pic la mașina mea, vine șantărul, se uită, zice, bă, poate o fi și becul ăsta stricat, hai că mă duc să mai iau un bec, mai ia încă un bec, se întoarce, îl pune, aprind farurile, nimic. Da, bineînțeles, gata, schimbă camionul, că nu poți să pleci cu el așa, logic. O schimba camionul, iar decuplează remorca, du-te, ia camionul celălalt, mută-ți toate lucrurile dintr-unul într-altul, agață înapoi remorca și dă-i drumul la treabă, da? Ia uitați, camion cu două paturi, așa noroc ce am și eu. Nu doresc la nimeni norocul meu, știți? De săptămâna trecută când am fost cu concurentul, nu puteam să-mi dea așa, sau nu puteam să mi se întâmple lucrurile acestea. Acum că sunt singur, am camion cu două paturi. Eventual, nu știu, mă tai pe jumate și dorm jumate în patul de sus, jumate în patul de jos, așa, ca o mică glumă. Ce se face? Asta e. Da, se pare că săptămâna aceasta și în principiu mâine, adică vineri, voi ajunge o fugă prin Olanda. M-au anunțat băieții de ieri. I-a zis, Silviu, vineri te duci în Olanda. Zic, ok, nicio problemă, mergem în Olanda. Și așa am 2 ani de când am mai fost. Se pune problema. Nu știu exact în ce zonă ajung. Voi vedea eu. Am un prieten pe acolo care a zis că dacă mă apropii cât de cât de el, vine să mă ia. Acum sper să-mi fac și pauza acolo, că asta nu mai am de unde să știu. Și să vă spun ce fac acum, sau cât e ceasul. Ceasul este 10 fără 10 minute. Sunt pe centura Londrei, pe M25. Am tot așa, nu mai știu când, acum 2 săptămâni parcă am avut cursa asta. Am delivrat 2 Tesco, da, am delivrat la 2 depozite Tesco, după care la Morrisons la Sittingbourne și după care nu mai știu nimic ce am de făcut. Posibil să mă duc gol în Olanda sau posibil să mă trimită să încarc de undeva spre Olanda.
O, vedea, eu vă țin și pe voi la curând, la curând. Da, la curent, voiam să zic. Băi, îmi pare sincer rău, dar din păcate vlogurile trecute, da, cele două vloguri făcute cu concurentul, am avut probleme mari la sunet. Deci, pentru cei care stați cu impresia că din cauza voastră se aude mai încet sau mai prost, nu, este din cauza mea. Nu m-am gândit că montând camerele, da, în puncte fixe pe geam, se voi avea probleme cu sunetul în halul ăsta. Iar după ce am văzut primul vlog, era cam târziu să mai caut să-mi comand ceva microfoane pentru GoPro-uri, că na, n-avea cine să mi le aducă unde sunt eu cu camionul. Prietene, ai face bine să te muți pe prima bandă dacă tot n-ai de gând să mergi. Te rog eu frumos, așa, ca să nu mă stresez mai rău decât sunt pe ziua de astăzi. Da, degeaba că a început să se strângă coloana în față. În fine, sper că v-au plăcut vlogurile și că ați putut înțelege cam ce am vorbit noi pe acolo. Am văzut că au mai fost persoane care s-au legat de titlul celui de-al doilea vlog cu concurentul, da? Nu văd care este faza. Nu am făcut clickbait, da? Credeți-mă că la atâtea vloguri, și bine, corect, nu m-a obligat nimeni să le scot, dar credeți-mă că este oarecum destul de dificil să tot cauți în fiecare vlog cât un titlu. Și în momentul acela eu caut să pun titlu, nu știu, cu ce a fost probabil cel mai interesant din acel vlog, da? De exemplu, mie mi s-a părut în acel vlog, pe lângă toată treaba cu concurentul, cea mai interesantă fază că m-a oprit Vosa. Am mai stat de vorbă și cu alți șoferi care lucrează în Anglia de mult mai mult timp decât mine, pe ei nu i-a oprit niciodată. Și asta mi s-a părut și am scris, da, m-a oprit Vosa cu concurentul în camion. Da, nimic, minciună. Corect, v-am și filmat în momentul în care dubița de Vosa s-a băgat în fața mea și a aprins girofarele și a dat drumul la celebra replică Follow Me. Deci nu mi s-a părut nimic ieșit din comun cu acest titlu. Data viitoare cred că o să fac altceva. O să pun vlogul fără titlu. Vă las două zile la dispoziție. Îmi scrieți voi titlul în comentarii, după care intru și editez titlul. Și am rezolvat problema, ca să fie toată lumea mulțumită, nu? Sau nici atunci nu o să fie toată lumea mulțumită, n-am ce să fac, asta e. Da. Vedeți voi că dacă eu până acum în mare parte am filmat cu camera pe cap, în momentul în care am camera pe cap, sunetul este foarte bun, da? Deci îmi preia vocea și anulează zgomotul de fundal destul de bine. Dar în momentul în care camera este pusă pe geam, da? Bine, am mai avut-o pusă aici lângă mine, dar bine, vorbind eu lângă ea, tot n-a fost nicio problemă, tot a înregistrat bine sunetul. Numai că bănuiesc că ați observat că la un moment dat a și început să-mi facă figuri această cameră. Nu cunosc de ce, se oprea, eu inițial am crezut că n-am baterie, dar după aia când o porneam vedeam că baterie mai am, îmi dădea cu... Mă lua direct cu întrebarea că doresc să formatez cardul, îi dădeam cu nu, după care cu repair file. Încerca să repare videoclipul, nu știu care a fost combinația cu treaba asta. Am luat cardul, l-am formatat pe un laptop cu Windows, da, ca să pot să-l formatez fără grabă, da, între ghilimele. Adică știți voi că aveți opțiunea quick format sau formatare normală. E, pe MacBook nu prea ai nicio opțiune, îi dai formatare și ți-l formatează în
două secunde. Pe Windows mai diferă. Am format cardul, am lăsat camera acasă să înregistreze vreo oră și ceva. Am făcut clipuri cum ar veni de cam de vreo 20-25 de minute, vreo 3 clipuri. Și am văzut că n-am mai făcut figuri, sper să nu mai facă. Am format cardul și pe cealaltă cameră, nu știu, am avut eu pur și simplu un noroc să dea eroare când camera asta, când cealaltă cameră. Asta e, bine că am dres-o oarecum, cumva. Când puteam, nu știu, adică dacă nu foloseam două camere, vă dați seama că pierdeam ceva filmări. Pe urmă, trebuia să reînregistrez toată distracția și știți că de multe ori a doua oară nu mai iese ca prima oară. Și dacă ai zis ceva, nu știu, poate un pic mai interesant a doua oară, poate o zici mai scurtată sau nu știu, oricum altcumva încât să nu mai fie bine. Și cum mie nu-mi place să fac chestii de genul ăsta, a fost pur și simplu doar alegerea mea, da, fără edit, adică să tai în momentul în care mă bâlbâi sau scot vreo perlă pe gură sau chestii de genul acesta. Da, că am scos-o, așa îi dau drumul pe vlog și gata. Ce să mai zic, ne vedem la Tesco, că la ăștia unde mă duc prima oară în Londra au o chestie interesantă. Nu vorbești cu nimeni la poartă, nu vorbești cu nimeni de fapt deloc. Pur și simplu la intrare ai un monitor, îți bagi numărul de referință, îți dă rampa direct calculatorul respectiv, te-ai dus, ai băgat în rampă, pe urmă te duci în cantină și în cantină ai, nu știu cum să le zic, un fel de vestiare, între ghilimele vestiare, da, niște uși mai mici cu un dispozitiv de ăsta antifurt, deschizi ușa, bagi cheile acolo, scoți dispozitivul ăla și pe urmă îi dă undă verde la depozit să te descarce. După ce te descarcă, ai un monitor unde îți arată statusul și îți arată inclusiv câți palete s-au dat jos din camion. Au terminat de descărcat, ai văzut acolo că ești gata de plecare, te-ai dus cu tagul acela, l-ai băgat la ușă, ți-ai luat cheile și ai plecat. Nu semnează nimeni actele, nu ți le ștampilează, nu știu care e faza, văd că aici în Anglia se cam poartă chestii de genul acesta. Și cam asta e toată șmecheria. Te țin acolo un pic la descărcat. Data trecută, exact cum vă ziceam și în vlog, pentru 10 paleți am stat o oră sau ceva de genul acesta. Mă rog, în jur de o oră, că or fi fost 50 de minute sau o oră și câteva minute. Credeți-mă că nu mai mi-aduc aminte. Nu stau să-mi umplu memoria cu toate detaliile de genul acesta. Uneori, sincer, mi-o umplu fără să vreau. Deci unele detalii să-mi bag picioarele de nu le țin minte foarte bine. Știi, și de multe ori detalii neinteresante. Da, cam atât pentru acum, așa la prima intervenție. Ne vedem, sper eu, pe la Tesco. Da, am revenit și ca să fie tacâmul complet, am mai prins și o aglomerație foarte mare la ieșirea de pe M25. Au bordura, Silviule. Astfel că nu văd care mi se bagă în dreapta mea și de-aia evit să iau prea în larg curba. Decât să ating pe vreunul, mai bine iau bordura. Stați că nu mai știu pe aici, da. Era câte ce să ies pe următoarea ieșire și ratam toată distracția. Cine știe până unde trebuia să mă o să întorc, să... Ah, nu-i bine. At the roundabout, take the first exit to Consul Avenue. Da, prima ieșire. Și de aici am început eu data trecută filmarea, dar am zis, uite, Tesco nu mai e Tesco. Încă un pic și ajungem la monitoarele vieții. Sunt curios ce-o fi aici la descărcat.
ala bala portocala. Ofișeaza pentru supplier. Parcă văd că dau cu spatele. Da. Exact ce ziceam. Parcă văd că dau cu spatele. Care dintre ei s-o mișca mai repede? Stop bar tu? Opresc camera acum și dau drumul imediat la filmare după ce pleacă unul dintre băieții ăștia doi. Da, se pare că a plecat unul foarte repede. Ia să vedem dacă ne dă și nouă voie să intrăm aici sau nu. English, că româna este tradusă prost. Da? Confirm. Am confirmat toate astea. Confirm. RM C09509102 6948. Confirm. Confirm. Nu. Așa. Este sub de la 0 la 3 grade. 10 paleți. Paleți de rămas în vehicul 16. N-am nimic de... Da... 68. Da? 6-8. Ține minte, Silviule, rampa 68. Și cam asta e șmecheria cu... cu monitorul ăsta la Tesco. Pe care aici mai e o șmecherie, data trecută nu știu dacă m-am dus prost sau nu. Așa arată supplier pe aici, Tesco în stânga, deci eu n-am treabă cu pe acolo, nu trebuie să dau roată. Imediat intru, virez un pic stânga, fac o românească și bag în 68. Poate uit rampa, să vedeți ce râd. Dar n-am cum să o uită, o naibii de ramp. Este unul care chiar respectă limita de viteză la marele fix, așa, adică 10 mile nu merge și el cu 15, cum merg eu de obicei. Asta e, n-am ce să-i zic, nu? El e corect, eu sunt infractorul. Ia să vedem noi unde ar fi 68-ul ăsta. A, chiar aici. Bine că am văzut. Uite, ăsta stă în cabină și nu prea are voie. Dar ce să-i faci? E opțiunea lui. Face și eu tot o chestie de genul ăsta. Dar nu știu, să stau în cantină, să stau în camion. Și așa aici nu ai treabă cu nimeni. Nici nu știu ce să fac. Mă voi decide eu. Bine că a dat soarele fix acum. Manevră
După aia să sper că am și loc de loc de deschis ușile. Da, ia să vedem. Ca să-mi iau geaca pe mine, că n-am nimic reflectorizant. După aia mă cer cu băieții ăștia pe aici. Încalc regulile de safety. Asta cum n-ai visat? Foarte tare. Nimeni nu m-ar fi atenționat și pe mine. Bă, crezi că pierd scară? Și nu e vorba că o pierd, că n-are unde să pice, da? E vorba să nu-l lovesc pe vreunul care stă aproape. Mama, asta n-am văzut. Da, mai gaură are în ușă. Chiar n-am văzut-o pe aia. Și acum oare cât o stai eu la descărcat? Vreo 2 ore. Așa pe puțin. Trebuie să mă înarmez cu multă răbdare. Păi, gata. Vă las și ne vedem la următoarea livrare. Da, haideți că am revenit, am scăpat de primul Tesco, am scăpat chiar foarte repede. Băi, și acum amuzam cu o treabă. Văd că au început să apară haterii. Ăia, băieții ăia răi. Știți voi ce zic, da? Băieții răi care nu fac pipi din picioare. Înțelegeți voi? Că nu vreau să înjur eu pe vlogul meu pentru ei, dar de acum încolo cred că în fiecare vlog o să le dau așa câte 5 minute de atenție. Și în primul rând vreau să le spun că ei, uitându-se la vlogul meu, da, deci doar dând click acolo pe vlog, deja mie mi se pune o vizualizare și de câte ori intră, atât mai multe vizualizări primesc. Dând dislike nu are nicio treabă, tot se consideră ca și like-ul. Și asta nu va face decât să mă ajute să-mi promoveze în continuare videoclipurile. Și dacă tot vreți subiect de bârfă, hai că de acum încolo o să încerc în fiecare vlog să vă dau cât un subiect de bârfă, fără nicio problemă. Hai să vă arăt ceva frumos. Ia uitați-vă ce scrie aici. A? Mișto, nu? Acum comentați pe treaba asta cât vreți, da? Ia uitați, am 4 ore 40 conduse și eu încă conduc, da? Nici o problemă, hai, luați și comentați. Acum, până nu mai puteți, până vi se strică tastatura sau display-ul la telefon, depinde de caz. Da, mai am 5 km până la a doua descărcare, până la al doilea Tesco. Ideea este că trebuie să ies din zona asta, să mă parchez undeva să-mi fac pauza, dacă nu chiar la ei în curte, dacă nu găsesc niciun lay-by, nimic. A fost un mic incident pe M25, de fapt nu pe M25, la juncțiunea dintre A13 și M25 a fost un incident, s-a stat foarte mult în coloană pe acolo. Bineînțeles că odată urcat pe podul Reginei și până aici niciun fel de parcare. Deci nu vă mai spun eu ce se face în situația asta. O las așa special pentru hateri, da? Să dea cu hate, să zică: ia uite, nu știe să conducă, nu știe să își facă timpul de condus. Dați cu hate. Asta așa pentru hateri. Pentru restul, știți, respectele mele, da? Că vă uitați. Păi ne vedem când trag la rampă și la a doua descărcare.
Cred că da. Așa că ne vedem în câteva secunde pentru voi, câteva minute sau poate chiar o oră pentru mine. Da, ce să-i faci? Ia uitați cât de plin e lay-by-ul ăsta. De ce? Că e rulotă cu mâncare, normal, nu? Așa că voi merge la descărcat. Mai am fix 700 de metri. Deci o problemă. Ia să vedem noi. Sau aș putea să fac pauza chiar aici pe drum. Dar dacă tot două dungi galbene. Da, asta e, o facem în rampă pentru că eu oricum voi sta la cantină, deci este perfect legală. Sau poate pentru unii o consideră că nu este legală, dar n-are nimic. Fac ilegalități, nicio problemă. Ia să vedem. Banister Delivery. Yeah. Reference number SN50910269951. How many pallets? 10. No, 6, sorry. Yep. Da, până la urmă tot în stradă am făcut pauza. N-au avut să-mi dea rampă, bănuiesc că ați auzit. Vă cer un numărul de telefon, acolo am oprit filmarea, bineînțeles. Am ieșit în stradă, m-au sunat la, nu știu, 5 minute, 10 minute după, i-am zis, băi nene, îmi pare rău, dar trebuie să-mi fac pauză, acum nu mai pot să mut camionul. Sună-mă peste 40 de minute și m-au sunat acum și mi-au dat în sfârșit rampa 37. Trebuie să mă întorc și să văd iar să intru în... Trebuie să mă... cert cu ea la telefon, la interfon, pardon, să bag în rampă. Așa că ne vedem direct la rampă, zic eu, sau dacă nu, ne vedem dincolo la Morrison's, la Sittingbourne. Da, m-am răzgândit. Vă filmez cararea la rampă de aici, că e mai grea un pic, și nu vă mai filmez la Sittingbourne, că e foarte ușoară acolo. Da. Să vedem noi ce se întâmplă aici. Și când pot să mă rup. Reușește sau nu? Cred că să mai fac încă o manevră.
Așa. Acum să vedem dacă reușesc să o îndrept. Nu prea. Ha, ha. Remorca în rampă e dreaptă, dar nu e capul tractor, așa că mai bag încă o fisă. Asta e gata. Bun, deci ne vedem, cred că după ce plec de la City Board, să vedem ce îmi dau băieții ăștia de făcut. Da, bună dimineața și bine v-am regăsit. Aproape că am ajuns la încărcare. Aseară de la Sittingbourne, de acolo am plecat direct spre Olanda. Am reușit să conduc doar până la granița dintre Franța cu Belgia. Și azi dimineață, bine, acum e ceasul 9 și 10 ora Angliei, că de aici, aici este 10 și 10, da? Și am mai condus vreo 2 ore jumate și acum mai am vreo 17 km până la încărcare. Mă duc la Tilburg. Nu știu pentru cine încarc sau alte detalii de genul acesta. Ideea e că mă voi întâlni cu un prieten acolo care stă pe aici prin Olanda. Și mai departe, nu știu, cred că o să fac o pauză de 3 ore. Și cam atât, altceva nu știu ce să vă mai zic momentan. Probabil ne mai vedem un pic pe la încărcare sau, nu știu, pe drum la întoarcere. Oricum, ne mai vedem. Da, haideți că am revenit. Băi, mare lucru pe ziua de azi, nu filmez, că n-am ce. Am încărcat la băieții ăștia, nu știu, 45 de minute m-au încărcat ei, după care am mai stat eu încă o oră pe dreapta, ca să zic așa, că a venit unul dintre prietenii pe care i-am aici în Olanda. Am stat cu ei la vorbă un pic, mă rog, un pic, ai exact o oră. Și acum mă duc la tren înapoi. Și mi-au zis ăștia de la firmă să-i sun când ajung în Anglia, că s-ar putea să schimb remorca. Dar până ajung eu în Anglia, mai mult ca sigur se va întuneca și nu o să vă pot filma mai nimic. Așa că cred că cel mai rău caz ne vedem mâine sau poate ne mai vedem un pic pe la tren, pe acolo mai, iar mai filmez și eu. Mai filmez pe acolo un pic, poate mai găsesc ceva interesant, nu știu. Dar ne vedem mai târziu oricum. Ajuns înapoi la tren. Mă punește râsul că iar am prins-o pe aceeași tipă ca data trecută, dacă vă mai amintiți voi. Siemar, dar de data asta nu știu ce vrea, zic ea ce mereu și lasă-mă. Da, cât s-a făcut ceasul? Este 4 fără un sfert. Aștept la băieții ăștia să-mi verifice buletinul, ce mereu încă o dată și după aia să mă urc pe tren și să vedem ce ne dă de făcut. Nu știu, să vă mai filmez urcarea pe tren. Haideți, poate Parcă aș mai filma-o. Da, doar acolo la urcare. În rest, toate ghișele astea nu mai au niciun rost, că le-am filmat deja de 3 ori sau de 2 ori, nici nu mai știu. Da, deci ne vedem mai târziu un pic. Da, haideți că am revenit. Iar am prins modelul ăsta al de tren. Ia să vedem noi ce dărâm astăzi. Asta nu-l văd bine. Nu știu de ce am impresia asta, nu-l văd bine deloc. A vrut el să facă o buclă. Mai mare și mai a naibii. A, ce am alunecat.
am alunecat pe marginea aia. Adică de dărâmat n-am reușit să dărâm nimic. Asta e bine. Ok. Se pare că până aici n-a fost cursa pe tren. Adică nu văd nimic în oglinda aia că a plouat și e udă. Așa, punem pe pauză, dăm intrare, nu șofer, vehicul, bac, tren. Ok, intrare memorată, totul ok, frâna de mână trasă, telefoane. Și ce mai trebuie să ne mai luăm? Nimic altceva decât să așteptăm microbuzul să vină să ne ia, să opresc frigul și ne vedem în Anglia. Și să vă filmez și coborârea, nu? O de alta, dar am aflat deja ce fac mâine. Tot aici o să fiu, tot pe tren. Mă întorc în Franța. Vezi că mi s-a cam lărgit suportul ăsta de pe cap. Da. Deci mă duc acum nici nu știu unde. Undeva mă duc. Mă opresc la prima benzinărie, este un Shell aici. Mă opresc să alimentez. După care mă duc spre Morrisons, spre Sittingbourne. Să găsesc o parcare ceva. De ce te-ai oprit, colegule, cu cisterna? Stai în manual tu, nu mai schimba. Ce mi-a făcut asta? S-a oprit el repede, a dat el să se oprească acolo. Nu știu, deci, în fine. Da, deci mă duc să alimentez, după care mă duc spre Morrison, spre Sittingbourne. O să caut o parcare. După ce găsesc parcarea, las remorca acolo, mă parchez în spatele ei, îmi fac pauza. Mâine dimineață voi găsi o remorcă goală și o voi lua și mă voi duce în Franța la Estef. La Stef, nu Estef, Stef. La Stef și încarc și iar înapoi în Anglia. Și bănuiesc că aia o să mă duc și o să o descarc eu. Hai că e tare, că m-au ținut pe Europa săptămâna asta. O să fac la curse cu trenul ăsta de mă plictisesc. Ce mi-era mie frică de el la început și ce acum e așa, apă de ploaie. Băi, cam atât pentru azi. A fost mare lucru, dar vă filmez mâine mai multe.